Treceri de pietoni prost amplasate, oameni grăbiți și șoferi neatenți sunt doar câteva dintre problemele pe care le întâlnim în traficul băimărian. În perioada care urmează, că este perioada sărbătorului de iarnă, va fi un trafic infernal în Baia Mare. În zona semilună, unde ne aflăm și acum, este un trafic greoi, unde din cauza sengiratorului și a multor participanți la trafic care nu știu să circule într-un sengirator, se fac blocaje. Mai avem în Baia Mare, pe bulevardul Traian, din cauza celor două intersecții unde sunt treceri de pietoni, nu sunt semaforizate, acea de la magazinul de la Ursus și de la Muzeul de Mineralogie. Acolo, dacă s-ar face o investiție, ar fluidiza traficul exact cum este pe bulevardul București. Mai sunt încă câteva zone problemă în Baia Mare în traficul rutier. Mai este în zona pieței agroalimentare din piața Izvoarelor, unde tot așa din cauza amplasărilor proaste a trecerii pietoni și a nerespectării bunului simț a pietonilor, adică trec fără să se asigure conform cum scria în legea circulației, în care trebuie să te oprești, te asiguri și pleci, dar pietonul știe că trece pieton și trece fără niciun fel de regret, trece fără să se asigure. Mai este dimineața în jurul orelor 7:40, 8:10, în zona Independenței, la traversarea podului dinspre Coșbuc, înspre Bulevardul Unirii. Tot așa, din cauza acelui sengiratoriu, unde se îngreunează traficul rutier și nu îl ajută foarte mult la orele acelea. Ce părere aveți despre trecerile de pieton semaforizate? Asta ar fi o soluție foarte bună dacă în Baia Mare, în zonele principale, arterele principale din municipiul Baia Mare, s-ar amplasa la toate trece pietoni aceste semafoare, unde, după statistica ultimului an, accidente rutiere pe această zonă este zero. S-ar putea face un efort financiar și din partea primăriei ca și Baia Mare să fie toată semaforizată în zonele principale ale municipiului. Autoritățile locale cunosc aceste probleme? Deci, după cum din cele știute de mine, cunosc, dar costurile pentru un semafor sunt, am înțeles, foarte mari. Și s-ar părea că nu se găsesc aceste fonduri pentru amplasarea încă câteva semafoare în municipiul Baia Mare. Discutăm tot timpul în Comisia de Circulație pe Baia Mare, dar problemele sunt din cauza slabei finanțări acestui departament, nu se poate face acest lucru. Ce probleme avem vis-a-vis de bicicliști? Pe trecere pieton semnalizate și semaforizate corespunzător, unii pietoni sau numiți pietoni trec pe role, pe skateboard-uri sau chiar pe biciclete, fără a se opri, că mai ales bicicliștii nu știu elementarul lucru că ei sunt conducători de vehicule. O pistă de bicicliști ar ajuta pe șoferi? Pista de bicicliști este deosebită, dar haideți să ne gândim că sunt puțini orașe din România în care autoritățile au făcut piste de biciclete prin traversarea dintr-o parte în cealaltă a orașului sau în anumite cartiere. Noi în Baia Mare avem o pistă, dar este foarte mică. Credeți că trecerile de pieton ar trebui semaforizate? Da, cred că ar trebui. Că șoferii sunt cum sunt, cum este România de civilizată. Și totdeauna mor oamenii din cauza că nu sunt semafoare. Sunt accidente multe în zonă? Cam da. Mulți au murit aici, din cauza troleului. Credeți că trecerile de pieton ar trebui semaforizate? Și mai bune. Sunt foarte bune. Și sensurile astea giratorii. Eu chiar stau acolo în sensul giratoriu, sus la catedrală, și nu mai sunt atâtea accidente de când s-au făcut